1. Start. Solicit televiziunea să fac public forurilor superioare tratamentul inuman la care suntem supuși de către șeful nostru direct, Adrian Paul Voicu, de la regionala numărul 4 Târgu Jiu, noi care suntem deportați la complexul comercial Marlor Rex Craiova din data de 5 decembrie anul trecut și până în prezent, aflându-ne la limita disperării. Zilnic îl pomenim pe șeful nostru Voicu Paul, Adrian, care ne-a pus și ne pune viața în pericol, forțându-ne zilnic să facem drumul de la Târgu Jiu la Craiova, indiferent de starea vremii, ruta pe care o parcurgem pe timpul nopții, dimineața ne trezim la ora 3, ca la ora 4 să plecăm din Târgu Jiu, iar seara ne întoarcem la orele 20. După peste 16 ore de lucru, uneori am fost nevoiți să ne întoarcem la Târgu Jiu și la orele 12 noaptea. Numai în epoca slavagistă se muncea 16 ore. Nu cunosc ce răfuieli politice există între acest om. Modul de lucru ne pune nouă viața în pericol. Iar acum, când în județul Gorj și Dolj este cod portocaliu de vânt și ninsori abundente, iar noi dansăm cu mașina pe stradă din cauza că nu suntem echipați cu anvelope corespunzătoare, așa, am avut de foarte multe ori noroc să nu facem accidente. Odată era să intrăm cu mașina într-un cap de pod, fapt pe care pot să-l confirme și colegii mei. Paharul s-a umplut și în mod firesc, temeinic și legal, caracterul urgent și de nesuportat al situației impune să fac public cazul. Ne luându-ne în seamă cererile și rugămințile noastre de care șeful nostru, Voicu Paul Adrian, dându-ne de înțeles că el face numai ceea ce vrea, că este numit la nivel înalt, că are o relație foarte apropiată cu premierul și familia acestuia. Tot ce ni se întâmplă în timpul activităților zilnice este o bătaie de joc, fiind obligați să confiscăm de la oameni amărâți diverse produse, cum ar fi galoși, mături, sifoane, chiluți, un sac de fasole, etc. Iar dacă ne dăm seama că ceea ce facem este un abuz josnic și inuman, oamenii își dau seama și ei și ne strigă că suntem mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu. În niciun caz această metodă de lucru a noastră nu combate marea evaziune fiscală sau marea fraudă. Mai mult, colegii mei au primit ordin să verifice toate firmele care au cumpărat mărfuri de la SC, Samandag, SRL. Iar pe administratorii acestor firme i-au obligat să declare neadevărul împotriva firmei Samandag. În caz contrar, o să aibă mari probleme și o să le închidă activitățile firmelor lor. Mai exact, am fotografiat facturile emise de societatea Samandag. În scopul de a identifica firmele care cumpără mărfuri de la acesta și am fost obligați să mergem să intimidăm și să obținem declarații împotriva firmelor și care firmei Samandag. Prin modul cum se comportă și cum ne comportăm, noi facem un grav abuz, pentru că suntem obligați de către șeful nostru, Voicu Paul Adrian, așa să facem aceste lucruri. Vă mai arăt că relația noastră cu șeful se desfășoară sub mare tensiune. În cazul în care comentăm sau avem altă părere, suntem terorizați și se iau imediat măsuri aspre, represive împotriva noastră. Eu am 60 de ani. Sunt operat pe coloană. Iar datorită acestui efort zilnic de peste 2 luni aproape, nu mă simt bine. Nici analizele nu mi-au ieșit bine.
Am cerut o zi liberă din zilele lucrate peste program sau din sâmbetele și duminicile lucrate care se plătesc dublu sau se dau dublu ca să merg cu soția la Timișoara, la controlul medical, pentru că sufere cu inima. Dar am fost refuzat în mod răutăcios de către șeful meu, Voicu Paul Adrian. Eu țin să vă mulțumesc în mod expres pentru eforturile dumneavoastră de a veni la Târgu Jiu, de a-mi răspunde dorinței mele, pentru că aceasta a fost dorința mea, să fac public acest caz de nesuportat și până la urmă care poate să ducă la evenimente neplăcute. Reprezint această instituție și nu vreau să o fac de râs. Vreau ca această instituție, care a fost formată ca un fel de DNA al nostru, al finanțelor, să fie reprezentată de oameni la vârf, de oameni competenți, de oameni care vor să combată marea evaziune, care să meargă la oamenii bogați, să facă toate eforturile și toate măsurile care se impun pentru a depista mari evazioniști. Nu oameni de rând, oameni necăjiți, oameni amărâți. Încă o dată vă mulțumesc pentru efortul dumneavoastră, sper că m-am făcut înțeles. Și chiar întâmplător, dacă se petrece așa ceva, eu aș ține în mod expres să mulțumesc tuturor colegilor care mă vor sprijini și care vor să aibă, să avem parte de dreptate și adevăr. Nu vrem să ne purtăm inuman, suntem oameni și noi. Vrem să dăm iubire și să primim iubire, să ne comportăm civilizat și drept cei care sunt, care sunt infractori, să-i pedepsim conform legilor. Cei care fac evaziune, să-i pedepsim. Cei care fac contravenție, să-i amendăm. Dar nu să mergem până acolo, să facem jocurile politice al unor oameni care au ei interesele lor sau eu știu ce Dumnezeu urmăresc. Pentru mine, aș vrea să nu mă luați în nume de rău, n-am făcut o curea credință, o fac în binele societății românești. Aș vrea ca noi românii să fim bine priviți afară și în special de la vârf se împute peștele. E un vechi dicton românesc care spune acest lucru. Și ca atare, eu mă conformez. Și dacă se consideră că am făcut o greșeală, îmi suport consecințele. Însă, în condițiile inumane în care suntem tratați, că venim de la Târgu Jiu pe ceață, noaptea, dimineața la ora 3, venim seara la ora 20 și viața ne e pusă în pericol pentru că este drumul cel mai mult, drumul care are cea mai multă ceață din România, eu așa consider. Pe unde am mers în România, asta n-am văzut atâta ceață. Și în mod expres aș vrea să atrag atenția la nivelul de sus conducerii noastre, șefilor noștri, să ia măsurile ce se impun, să mergem pe calea adevărului, a dreptății, să mergem acolo unde se impune să găsim pe mari evazioniști, să facem dreptate și adevăr. Aceasta este declarația pe care o dau în fața dumneavoastră și încă o dată mă repet, dacă cumva am greșit, îmi suport consecințele.